Era ora 5 dimineața, ne-au trezit bombardamentele și l-am întrebat pe soțul meu ce se întâmplă. Și a zis, a început. A început ceea ce credeam noi. A început războiul. Atunci ne-am ridicat din pat și am început să strângem, să ne facem valizele ca să plecăm de acasă. Au fost emoții foarte mari pentru copii, pentru familie și mereu întrebarea, unde să ne ducem? Cel mai greu e să-ți părăsești casa, țara și să pleci nu știu unde. Aliona are 33 de ani și 3 copii. Au avut noroc să plece repede din Ucraina și să găsească adăpost lângă Iași. Băiețelul de 5 ani a fost înscris la grădiniță, iar copiii mai mari urmează să înceapă școala după ce decid dacă vor face cursurile în limba română sau engleză, iar Aliona și-a găsit repede o slujbă. Când am ajuns, mi-am zis că trebuie să fac ceva. Nu poți să stai cu ochii în tavan și să nu faci nimic. A fost extraordinar că mi-am găsit acest loc de muncă, iar colegii mă întâmpină cu entuziasm în fiecare zi, nu doar la început. Chiar sunt niște oameni foarte buni. Aliona lucrează ca bucătăreasă la un bistro din cadrul asociației Mai Bine. A fost puțină teamă, pentru că posibil să nu știe limba, posibil eu să nu fac față, dar Aliona nu știe limba. În schimb, își dă silința foarte tare și învață cuvinte în română. Bine dimineață, bine ziua. Familia Alionei pare că și-a găsit liniștea, copiii și-au făcut deja prieteni, iar soțul lucrează și el la cel care îi găzduiește în acest moment. Însă grija pentru prietenii și familia din Harkov îi chinuie în continuare. Vorbesc rar și puțin cu ei. Nu e liniște deloc în Harkov. Dorm în beciuri, nu au apă și mâncare. Au primit ajutoare umanitare, dar se ajunge foarte greu la ei. E război, e greu. Sunt convinsă că vom câștiga acest război. Ne vom întoarce la casele noastre când va fi pace și vom reconstrui tot ce au distrus ceilalți. Și o să vă invit pe toți în vizită în orașul meu.